melodies are kicking, so this trip is dope. I scratch my temple, feel a pimple, so I let it go. Throw a doozy with a cutie where I know there's hope. I jump and hop and flip a lyric, but you don't see. It's just my headset booming out a funky melody. So summertime will come around, but in the meantime, turn on your set and play it back or push the rewind. Don't back it up because I'm coming like a boomerang. Don't tell me hop because I pop it, look, there's no strings. And as I drop, you can understand and dig what I dug. Run the rhythm and catch the love bug. Young at heart with a zest for a tang, yeah. Never beg, never beg for the love thing. Cul-de-sac, seven use the miles and me tunes. I animate the words to boost the plane crews. Love, love. Lucrurile ar trebui să se desfășoare așa. Bună ziua! Asta a spus tot. La revedere! Da, nu poate să fie așa. Evident că nu poate să fie așa, dar când te gândești la AC/DC, cam așa ar trebui să întâmple lucrurile. Ah, ce album e ăsta, ce album e ăsta. Merge așa la suflet. Nici nu mă pot despărți de el. Începem cu anul 1963. Imaginați-vă că suntem în Scoția, suntem în Glasgow și avem o iarnă cu o zăpadă de 2,4 metri înălțime stratul. Deci cum vrei să trăiești într-un oraș sau într-o țară unde zăpada are 2,4 metri? Că așa s-a întâmplat. Un tip isteț, un conducător al unei agenții de turism, prinde un fir. Și speculează momentul. Nu vreți să trăiți cumva într-o țară mai frumoasă, mai caldă și mai plăcută? Ba da, agenția noastră vă ajută să emigrați în Australia. Și o parte din clanul Young, vreo 15 oameni din clanul Young, decid, dom'le, hai să mergem în Australia. Nu toți cei din clanul Young, da? A, să nu uit să vă zic, neapărat. Vă rog eu, dați acum, cât se poate, dați un like. Dacă sunteți de acord, dați un like la ceea ce facem și dacă puteți să redistribuiți, pentru că informațiile care vor fi sunt extraordinare, ar mulțumi sufletul meu enorm. Da? Dacă puteți să redistribuiți, astăzi când e data oficială de naștere a internetului, astăzi internetul împlinește 51 de ani. Da. Da, sărim. Deci, clanul Young, vreo 15 oameni, se mută în 1963.
în Australia. Sunt preluați, sunt duși într-un loc unde erau primiți cei care doreau să migreze și își găsesc acolo de lucru. În clanul ăsta, lumea iubea muzica. Alex, băiatul cel mai mare, cânta. George, următorul, cânta și el. Mai erau încă doi sub el. George își face în Australia o trupă. Malcolm, împreună cu fratele mai mic, Angus, care a văzut că și ăsta e foarte talentat, că toți erau disperați cu chitara, da? Toți erau cu chitara. Deci, dumneavoastră, hai să ne facem o trupă. Și începe și își fac o trupă. Lucrurile se întâmplau în 1972. La sfârșitul lui 72 au nevoie și de un solist vocal, îl iau pe Dave Evans. Dave Evans, care ulterior, peste ani, avea să ajungă, în 2017, Dave Evans avea să ajungă și să rămână în România, unde s-a lipit de formația noastră Tribute The Rock. Dar asta e altă discuție. Fac ei o trupă, cântă și se duc la una dintre locațiile preferate ale celor care iubeau rock-ul. Este vorba despre un local numit Hard Rock. Atât, Hard Rock. Aparțean unui Lou Reed, o celebritate a muzicii mondiale, mai puțin cunoscut adevărat în zona europeană, cel care a condus formația Velvet Underground. Lou Reed vede concertul și spune: domnule, totul e bine ce se întâmplă la voi. Parcă solistul vocal nu merge. Malcolm Young era și el cam de aceeași părere și zice: da, și eu cred la fel, că cu solistul vocal avem noi o problemă. Ce facem? Fratele mai mare deja primise din partea lui George, din partea lui fratelui și mai mare, Malcolm primise o recomandare: bă, voi aveți acolo un băiat care știe să cânte. Tot emigrant, tot scoțian. Cine? Băi, culmea e că la care știe să cânte e nimeni altul decât șoferul vostru, care vă plimbă trupa când merge să cântați. Ei deja imprimaseră un single cu Dave Evans. Hai să vedem și pe băiatul ăsta care cântă. Cum îl cheamă? Bon. Cum îl cheamă? Bon Scott. Hai să luăm și pe băiatul ăsta. Și uite așa, în 1973, intră Bon Scott. E, și acum se pun bazele formației AC/DC. De aici începe istoria. Începe istoria pentru că Malcolm și Angus sunt compozitorii și o parte din versuri, dar cele mai multe versuri le scrie Bon Scott. Și începe istoria. 75 apar două discuri. 76 mai apar două discuri. 77 mai apare un disc. 78 mai apare un disc. Deja apar atâtea discuri și formația începe să fie atât de bine cotată în plan internațional și căutată, încât treaba mergea strună. Evident, pe parcurs au mai fost și mici frecușuri. De exemplu, în 75, după ce ei au făcut primul album, erau deja bine cotați, au fost invitați la un festival de rock și acolo, la momentul oportun intrării, ca să spunem așa, băieții erau în culise. Știți cum e? Nu vă imaginați că acum când mergi la un festival de rock, în culisele alea unde se stă, la corturile alea artiștilor din spatele scenei, unii dintre dumneavoastră ați fost acolo, unii nu, vă zic eu, acolo nu vă imaginați că lumea stă liniștită, se uită cum cântă cel de pe scenă, așteaptă să vină rândul, mănâncă prăjituri și bea un pahar cu apă. Acolo e cu totul altceva, e altă lume în cortul ăla din spate. E, acolo are loc o altercație cu cei care erau numărul unu chemați să cânte, era Deep Purple. Băieții nu erau prea treji, nici cei de la Deep Purple nu erau foarte treji în momentul ăla și are loc o altercație. Acum ar trebui să zic așa, între paranteze, rămâne între noi. Se buluciseră toți la toaletă și cei de la Deep Purple i-au dat afară pe aia de la AC/DC. I-a zis: bă, suntem noi mai grăbiți, lăsați voi. Valea, valea puștii, noi. Și a ieșit așa o altercație, ăștia s-au rățoit, s-au umflat orezunii, la care organizatorii, puf, i-a dat afară. Păi cine? I-a dat afară pe AC/DC. Da, ideea cu AC/DC și cu numele de AC/DC, să știți că vine tot din interiorul clanului Young. Pentru că numele formației a fost pus de sora lor, de Margaret, care a luat denumirea privind o mașină de cusut. Pe mașina de cusut, acolo a văzut unde se pune cordonul, scrie AC/DC. Curent alternativ, curent continuu. Ok, bun. Ia să ne numim așa. Și tot ea a venit cu ideea, i-a zis: bă, lui Angus, el era încă elev la ora aia, ce ar fi dacă ai intrat tu pe scenă în uniformă? Și de atunci uniforma aia a rămas brandul formației AC/DC. Acum să știți că mai fost în istorie și alte situații în care o soră a venit cu o idee,
și a rămas brand. De exemplu, dacă mi-aduc eu bine aminte, sora lui Roy Orbison, înainte de a intra Roy pe scenă, i-a dat o pereche de ochelari de soare și zis, bă, pune și tu asta, să arăți mai altfel, mai... Ok. În faza inițială, să știți că înainte de a ieși pe scenă în această variantă cu pantaloni scurți, cu uniformă, Bon Scott și ceilalți au avut o altă etapă. Era etapa de glamour rock în momentul ăla în lume. Și toată lumea se îmbrăca fisticiu, era în satin, erau cu uniforme extrem de sclipicioase. Imaginați-vă, era perioada în care apărea David Bowie pe scenă în ținute fabuloase, apărea Elton John pe scenă în ținute absolut fabuloase și băieții s-au îmbrăcat la fel. Nu vă mai spun că Bon Scott inițial a avut și alte denumiri. Deci el nu s-a numit Bon Scott din prima. A avut și alte denumiri și a avut și alte echipamente pe el. A avut un echipament de King Kong, a mai avut un echipament de Superman care era Super Scott. Dacă mă gândesc că a fost fabulos. Ei bine, băieții ăștia au început treaba. Le-a mers perfect. 75 de albume, 76 de albume, 77 un album, 78 un album, da? Deci când au debutat High Voltage și TNT, două albume care au rupt gura târgului. Au început să facă turnee internaționale, a început să meargă treaba foarte bine, e, până în 17 februarie 1980, când după un chef monstru la un prieten, prietenul nostru de care vorbim, Bon Scott, la acel chef, unde inițial s-a spus că au fost numai doi, ulterior, cercetările care au fost date în vileag de poliție în anul 2017 a fost făcut public dosarul, au arătat că au fost mai mulți în acea încăpere, unde s-a băut, s-a drogat și așa mai departe, că doar nu vă imaginați că au jucat jocuri pe calculator. Când și-a dus prietenul acasă, pe Bon Scott, a sesizat că nu e în stare, și așa a declarat și poliția, că nu e în stare să-l dea jos din mașină. Că este atât de beat, da, mai zis și drogat, e atât de beat încât nu poate să-l mute din mașină afară. Nu poate, nu poate. Aia l-a lăsat acolo. S-a dus a doua zi să vadă ce e cu el. Omul era mort. Ce se întâmplă el în această perioadă cât a zăcut în mașină, a vomat și a înghițit propria vomă și a rămas asfixiat. Asta a fost cauza în dosarul lui, în dosarul de deces, lucrurile sunt un pic mai cosmetizate, arată un pic mai frumos, în fine. Am rămas fără Bon Scott, suntem în 1980, deja erau piese scrise, Bon Scott făcuse o mulțime de texte, pentru că el a fost textierul principal al formației pe cele 6 albume, băieții trebuiau să imprime. Dar înainte de a imprima, aveau nevoie de un solist vocal. Urmau să scoată în 1980 acest disc care a devenit cel mai bine vândut album rock din istorie. Sunt la ora actuală peste 60 de milioane de albume vândute din Back in Black. Back in Black, un tribut adus lui Bon Scott înapoi în negru, un tribut adus lui Bon Scott și a tuturor realizărilor sale alături de frații Young. Și pe cine să ia ei? Ei au zis la un moment dat că Bon Scott a pomenit de un băiat, un solist vocal, care era în Anglia, numit Brian, care cântă foarte bine. Și zice, domnule, hai să-l aducem pe Brian. Au apelat din nou la fratele mai mare, la George, care le-a făcut lipitura cu Brian. Acum o să vă zic din folclor. Din folclor lucrurile arată așa. Că ei își căutau solist vocal, aici e o legendă. Legendă care nu se verifică, dar sună frumos. Și trebuie să vă zic. Ei își căutau solistul vocal și nu-l găseau. La un moment dat se duc în cimitir, la mormântul lui Bon, se mai pune niște flori. Și găsesc acolo un tânăr care stătea lângă mormânt și cânta piesă după piesă, piesă după piesă și cu voce identică. Și zice, ho, Doamne, îți mulțumim, ne-ai găsit solistul vocal. De fapt, nu este așa. Ei l-au ascultat pe Brian Johnson cântând, l-au văzut în trupa în care era atunci și l-au chemat să dea audiție. Au zis, domnule, vrei să cânți cu AC/DC? Ok, hai să vedem ce poți să cânți. Și acum un lucru interesant. Să iau de aici din dulap, din biblioteca. Ce credeți că l-au pus să cânte? Haideți să vă zic eu cu ce probă. De fapt, ar trebui să cânte două piese, dar una dintre piese e cea care o pun acum, ca să vedeți la ce melodie s-au gândit băieții de la AC/DC că ar fi necesar să dea probă Brian Johnson. Uitați la ce piesă au dat ei testul lui Brian Johnson. Numai gândiți-vă cum arăta toată chestia asta.
Deci imaginați-vă, 1980. Incredibil, nu-i așa? Exact. La ce dădeau ei probă cu Brian Johnson? Compoziția lui Ike Turner, cântată de Tina Turner, Nutbush City Limits, o piesă care are și ea o istorie extraordinară, Nutbush fiind localitatea unde s-a născut Tina. În fine, când o să ajungem la Tina Turner, o să vă povestesc despre istoria acestei piese și despre impactul pe care l-a avut, pentru că în cele din urmă, în fine, ne lungim. Rămânem la Brian Johnson și încep băieții să duc în Bahamas, imprime albumul Back in Black, de care vorbeam ceva mai devreme, un album care îmi permit cu voia voastră să-l readuc aici alături de mine, să las măcar așa un pic în surdină, să mai lăsăm un pic din melodie, lăsăm în surdină ca să ne auzim. Când au imprimat în Bahamas a fost interesant pentru că ei au stat fiecare într-o cameră separată, dar în momentul ăla cea care se ocupa de menajul întregii vile unde au cumpărat ei, le-a dat niște dispozitive speciale să-și încuie camerele pe interior. De ce? O să râdeți. Locuitorii din Bahamas, de unde era vila unde stăteau ei acolo pentru a-și face treaba la album, îi furau noaptea. Da, îi furau noaptea și atunci le-a dat niște dispozitive speciale să încuie ușile pe interior ca să rămână cu echipamentul. Echipamentul multă vreme ei l-au ținut în vamă, de frică să nu fie furat. Bun, apare albumul, cel mai bine vândut album din istorie. Mai departe, nu vreau să insist prea mult pe istoria AC/DC. A trebuit să ne oprim la 3 minute, dar uite că nu reușim să ne oprim la 3 minute când ajungi la trupe de talia AC/DC, nu te poți opri la 3 minute și măcar câteva secunde să mergem la acest album care a rescris istoria AC/DC, ce intrase la un moment dat într-un con de umbră, acest album care marchează și el, la rândul lui, o noutate absolută în ceea ce privește istoria formației AC/DC. Și vă zic de ce. Pentru că până la acest album, până la Razor's Edge, toate piesele erau scrise în general de Malcolm Young și Angus Young, iar ceea ce privește versurile, acestea erau făcute de Brian Johnson. Numai că în 1990, dacă nu greșesc eu, albumul a fost lansat în 90 pe 21 martie, sper să nu greșesc, oricum în 90. Până atunci Brian Johnson venea după un divorț extrem de complicat alături de soția sa și nu era în formă, iar frații Angus și Malcolm au zis: prietene, ne ocupăm noi de versuri, facem noi versurile, stai tu liniștit. Așa că Razor's Edge marchează iarăși o noutate absolută în istoria formației AC/DC. Revenind cu rugămintea de a distribui ceea ce ați văzut până acum, nu-mi rămâne decât să vă zic că mâine avem iarăși de la ora 3 minute, sau încercăm să ne limităm la 3 minute, deși nu-mi iese, avem un artist pe care mi l-ați sugerat voi și puteți să-mi sugerați în continuare artiști. Avem un artist pe care eu îl iubesc enorm de mult. Am ajuns la Thunder. Măcar câteva secunde din Thunderstruck. Da, și măcar câteva secunde acum la finala 6 lăsăm din Money Talks. Mâine, 3 minute de la ora 3, ne întâlnim cu unul dintre cei mai iubiți soliști ai perioadei anilor 80 și început de anii 90. Mâine o să ne întâlnim cu Falco, prieteni. Iar la final, măcar câteva secunde din acest fabulos Razor's Edge. Mulțumesc celor care au redistribuit clipul sau care îl vor redistribui în continuare. Ne vedem mâine de la ora 3 minute cu domnul Johann Holzel sau Falco. La revedere, pe mâine!